Băi, și prost, stai puțin, văd aici o casă nouă. Deci nu pot să cred. Exact când vreau să schimb harta, am văzut o casă, așa că hai să scot mașina din copac, dacă îmi și iese. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din minunatul și superbul joc BMG Drive. De data asta vom face un episod super șmecher, pentru că am avut plângeri că folosesc prea des harta Grid Map. Nu știu, așa consideră unul. Mie îmi place grid map-ul, dar să ziceam, am mai zis să schimb și eu harta și am băgat Russian, nici nu mai știu cum îi zice, Russian Road, ceva de genul. Și sunt niște drumuri rusești, avem și un oraș la un moment dat, nu știu dacă ăla era orașul cumva, nici nu știu unde m-am dus. Și am băgat, dacă toți suntem Rusia, care mașină e mai potrivită pentru Rusia decât o Lada? Lada e cea mai potrivită mașină pentru drumurile din Rusia, mamă, și cum se zbenguie. Deci, aparent există undeva drumuri mai proaste ca în România, în Rusia. Tot ba, fac pariu că oricum nu sunt așa de proaste ca ale noastre, sunt probabil în Siberia, eu știu pe unde dracu sunt drumurile astea. În halul ăsta de proaste, dar Moscova nu cred că are drumuri proaste ca Bucureștiul, de exemplu. Mamă, cât ai groapa! Asta e foarte realist. Stai, mă, vreau de la volan. Deci nu pot să cred, am gropi în asfalt și am și drumul cu petice. Mamă, uite aici groapă, frate. Bă, ce aventură, îmi trebuie mașină de raliu să trec de chestia asta, ce zic eu, raliu. Și chiar, da chiar am o mașină potrivită pentru așa ceva. Nu știu, lasă-mă așa la întâmplare, dar acum văd că chiar se nimerește, fii atent. Au, 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 Lado, Lado, stai cum trebuie, fii atent. Hai să cheme mașina aia ce vreau eu și să las Lada să meargă așa calculatorul cu ea, să văd unde se duce. Și uite ce mașină ziceam eu. Mamă, ce dracu e ăsta? Striped. Open dips cu diferențialul. Lasă-l mă așa, baja. Spaniu. Mamă, ce micuță e! Ce e asta? Mă așteptam să fie mai mare. Hai să pun Lada pe fugă. Nu știu ce să-i dau. Select. Nu, 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 nu. Asta am uitat. Bă, ce dracu, tot apăs ca prostul pe butoane, sunt rupt de oboseală, fii atent, random. I-am dat să se ducă random. Posule, fugi. Nu vrea să fugă, bine, nu-i mai dau random, îi dau flee. Du-te, dar nu-n copaci, trăiți-ar familia. Un drum aveai și tu te duci în copaci? Mă așteptam, dracu, să te alerg și eu pe aici, nebunul. Aolo. Asta se întâmplă cu jeep-ul meu, frate? Se răstoarnă instant? Fii atent. Hai să vedem de la bordul mașinii. Ăsta e bordul mașinii, zici că sunt două scaune peste scaunul ăsta. Săracu, am 30 de metri și un jeepuleț micuț ăsta. Îmi place că este mai bună mașina asta pentru astfel de drumuri. Mamă, ce suspensie am! Deci mai rompi să răstoarnă la fiecare colț posibil. Și mai am și driftul ăștia în ultimul hal. Dar prinde el 90 la oră? Prinde 90 la oră. Cum să nu prindă 90 la oră? Dar întrebare e, unde dracu e orașul ăla? Fii atent, hai să urc pe muntele ăsta. Să descoper încotro e orașul. Chiar nu știu. Urcă jeepulețul meu fără probleme un munte întreg. E ironică, gen, e un jeep de armată americană. Și sunt în Rusia cu el. N-are nicio treabă una cu alta. Era mișto să am arouri sau ceva, nu știu, niște jeepuri de alea rusești. De fapt, cred că există dacă stau să caut și jeepuri rusești. Mamă, deci mi-a murit jeepul ăsta în ultimul hal, săracu. Nu e bun de nimic să moare civilan. Deci, n-am făcut nimic cu el. Încerc și eu să urc. Uite-te și tu, nu pot să fac stânga-dreapta. A, e lovitul roata, mă. Am înțeles. Mi-a luat o mașinuță asta, am pornit din același punct. Aparent și că aici este orașul. Chiar sunt curios care dracu e orașul aici, că nu e niciun oraș. Vreau și eu să explorez harta, să vedem mai multe. Ia să mă arăt de aici.
Fii atent că m-a enervat la asta. Îmi plac efectele astea când se duce așa de nebună pe pietre. O construcție? Nu-mi zice că pot să o dărâm. Băi, ești prost? Fii atent. Ia, pot să o dărâm? Era culmea. Era culmea să nu știu de așa ceva și să fi băgat în harta asta. Nu, n-avea cum. Dar eu nu înțeleg de ce am dat să mă dea în oraș și pe mine mă dă aici. Mi se pare că n-are nicio treabă zona asta cu orașul. Ăsta e orașul? Îți bagi joc de mine? Ce dracu orașul ăsta? Adunați copăceni? Aolo. Aolo. Bă, și nu mi-arată și mie niciun semn încotro e orașul. Nu știu, n-are absolut nicio logică ăla să fi fost orașul. Se aude o briză. Nu știu dacă sunt copacii. Dar mi-a adus aminte de briza aia. Aolo, ce drum e ăsta, bossule? Mă simt în șalupii. Ăsta a fost drum fake-uit. M-a păcălit în ultimul hal. Deci și-a bătut joc de mine. Ăștia de la stat vreau să-mi sparg mașina ca să mi-o repar, ca să fiu sclav lor. Sau ce, că n-am înțeles ce a fost. Care a fost faza cu drumul ăla? Zici că am fost în jalupii când întâlneam podul ăla rupă din două. Ce dorul mie de jalupii. Bulangiu mai e developerul de la jalupii. Mamă. Cum ajung în oraș să moară jalupii? Eu mă las bătut, harda asta m-a bătut, dar îmi place la acesta la The Fiaten. Deci când dau cu spatele, deși n-are nicio luminiță, nicio lumină, nimic pe spate, când dau cu spatele, mamă, ce mă orbește! Doamne ferește, mă orbește de mă rupe. Deci asta e arma secretă a roșilor. Când invadează cineva, ies toți cu ladele afară și dau un marșalier. Și a orbit toată lumea, deci nu se mai vede nimic. Ok, hai să schimb harta, că deja pe asta n-am reușit. Băi, ești prost, stai puțin, văd aici o casă nouă. Deci nu pot să cred. Exact când vreau să schimb harta, am văzut o casă, așa că hai să scot mașina din copac, dacă îmi și iese, hai că mi-a ieșit. Și în regulă mașina are, ia puțin bara îndoită, dar este în regulă în rest. Hai să vedem, am ajuns oare în oraș, în cel mai vestit oraș din Rusia? Da, orba, ăsta este momentul adevărului. Bă, ce-o fi aici, mă? E benzinărie. Bă, măcar asta arată benzinărie, mă, nu ca orașul meu. Care nu era oraș. Hopa, am văzut și acolo ceva. Aolo, nu pot să fac un pas cu asta. Wow, am ajuns în România. Ce scoateți copaci tăiați, frate? Și am luat-o pe aici pentru că am văzut case. Deci sunt aproape de oraș. Stai așa, în sfârșit. Deci dacă alegi orașul să te dea în oraș, de la început nu te dă în oraș. Așa că singura cale era să-l găsesc eu. Și ăsta e orașul? Și că ăsta e oraș. Oraș ce? Oraș sat? Oraș rural? Unde dracu e orașul? Că dacă ăsta e oraș, nu știu ce mai e oraș. Ok, am înțeles, trei căsuțe, și aia e, și o benzinărie. Oh, cât? 200 de ruble? Sau cât dracu e prețul? Stai că nu m-am uitat bine. Regular premium diesel. Bă, ești nebun, GPL n-aveți? Vreau GPL. Wow, avem bumpere, avem și gropi. Una cu alta, mișto rău. Fii atent, pentru că am fost foarte indulgent cu mașina asta. Îmi pare rău că nu pot să schimb motorul pe ea sau ceva. Vreau mișto să pot să-i pun un motor mai mare. Vreau să o bușesc de ceva, de orice. Sar peste bumperele astea și intru o prima clădire care mi-a ieșit în cale. Această clădire mi-a ieșit în cale și acum trebuie să profit de ea. Lada mea este tare ca un tank și abia s-a clintit. Ce dracu facem că abia s-a clintit la lada mea? Uite că am și semn aici BMG, acum văd. Mamă, deci
Simt deja că încep să delirez pentru că sunt rupt de oboseală, dar asta e, trebuie să filmez și când sunt rupt de oboseală ca să am ce posta. Și pentru că fără să testezi Lada pe Car Jump Arena e ca și cum n-aș testa o cea mai clasică hartă posibilă, și pentru că deja simt că nu mai am cuvinte și delirez și să nu zic prostii, zic să încheiem episodul ăsta așa mai scurt, dar nu înainte să arunc mașina de pe Car Jump Arena și să vedem cum va ateriza în cap ea. Am 230 la oră, ești nesimțit de când prinde Lada 230 la oră, era foarte șmecher să prind atâta. Mamă, ce dracu e ăsta, balet? A atins cu botul. Și acum se va pune pe roți? Mă, ce săritură a fost asta, mă? Deci dacă mașina asta ajunge întreagă, deci nu pot să cred. A sărit la 200 la oră. 200 la oră. De pe dita mai rampa. Și mașina asta poate fi reparată foarte ușor după damage-ul față de, cred că față de oricare altă mașină cu care am sărit până acum. A mai fost una, dar aia avea 60 la oră, dracu. Asta a prins 200 la oră și încă a supraviețuit. Lada mea cea minunată e superbă. Opa, stai un pic așa. Vreau să văd ce scrie pe semnele astea, ci că Car Jump Arena, nu știu ce, sponsor by ATK, adică BMW. Și ce mai e aici, pe semnul ăsta? N-am văzut niciodată semnele astea. Non-freak, BMMG, bla bla bla. În orice caz, eu am fost Jupunul, vă mulțumesc că m-ați urmărit, dacă vă place ceea ce fac, rupeți voi butonul ăla de like, vă salut, la revedere!